Avem aici o porție, am zis că fac câte 6 kg de zahăr. L-am măcinat în urmă cu o săptămână, a fost puțin, s-a întărit și a trebuit să-l cern ca să se amestece mai ușor cu sita. Așa. Deci avem aici zahărul. Deja a început să se... Este sita de 1,5, de un fel de moară furajeră modificată, sita cu găuri de 1,5. Aici mai punem la 6 kg, vine api complex, 3 măsuri pun, cam așa scrie pe cutie. Rase, așa, am încălzit mierea până s-a dizolvat, s-a făcut moale. Aceasta ar trebui să fie peste 60 de grade, ai sub 60 de grade. 60 de grade este atunci când bagi un termometru, care vreți, bagi un termometru, atunci când arde apa, înseamnă că 60 de grade este deja prea mult. Deci ar trebui să fie cam sub 60 de grade. Deci vine un borcan de miere, 800 ml sau cât are. Depinde cât este de fin zahărul, vine între 300 și 450 apă. Poate 500 dacă este foarte fin. Eu am să pun cam 400 ml de apă și după aia mai văd unde scrie 400. 400 e aproape plin, că asta e. Am mai făcut înainte și mi-au trebuit 450. Și aceasta este tot ce conține această turtă. Asta se amestecă cu acest dispozitiv făcut din fag, l-am făcut din fag, l-am cioplit și vine amestecat cam în halul ăsta. Așa oprim puțin, trecem mai departe. Aici am luat pungi, sunt 250, câte 250 de pungi, număr câte 20, ca să am o evidență, le desfac, suflu în ele și cu această lingură, linguroi, cum vreți să-i ziceți, iau o porție. Cam, deja știu cam cât este de mare, cam atât. Și acum nu prea am loc de aparatul de telefon. Așa, și pun aici cam cât este, cred că mai trebuie puțin. Acest cântar care nu vrea să pornească, a pornit. Așa, este 0. Pun pe cântar și aici potrivesc 270 de grame, 280 de grame, 278, mai trebuie vreo 20 de grame, cam o lingură. Este 295 de grame, nu știu dacă se vede acolo.
Și facem așa. Nu se prinde, nu se lipește, se lipește tot grămadă, nu prea stă pe pungă. Facem așa, îl apăsăm puțin jos, nu se vede. De aici lateral, acum am făcut pe asta, și îl punem aici la stiv. Cam așa vine. Se face unde mai este o pungă. Cred că e cam mic. ...328, mai vine cam o lingură scos afară. 286, mai vine puțin. 301. 290, 310, cam așa ceva. Așa, asta vine dusă toată, făcută grămadă. Înăuntru se face ușor, nu rupeți punga cu unghia, deci vine aplatizată puțin și o punem acum. Asta este o găleată de vopsea, probabil de 6 litri, și eu pun cam 20 de bucăți, intră într-o găleată din asta. Pun cam câte 3 pe un rând, ca să am o evidență. Pun 10 bucăți, apoi pun o foaie din asta și pun următoarele 10 ca să știu exact câte mai rămân, unde pun 2 sau mai multe la familia de albine. Am spus 300 de grame, pentru că nu trebuie să depășească cuibul. 300, poate se poate pune și 400, dar 300 nu trebuie, asta turta nu trebuie să depășească cuibul și nu le țin, cam într-o săptămână ar trebui să fie mai mâncată, altfel ea se zaharisește, se formează cristale de zahăr și o aruncă jos. Este cu miere, o ține mai mult, dacă este numai cu apă, nu ține atâta și nu este așa de lipicioasă. Asta ați văzut cum este, se lucrează foarte ușor și am spus 300 de grame, nu un kilogram, nu 2 kilograme, pentru că ea se întărește oricum. Ce se întărește? Albinele, când se restrâng în ghem, asta numai bine, sau când sugă de lângă cristalele de zahăr, cristalele de zahăr ajung jos. Ei, asta se poate ține așa în pungă de nailon, probabil și anul viitor aș putea să o folosesc, pentru că ea este destul de etanșă și nu se întărește. Am văzut că interesant este că se vinde un kilogram sau eu știu cât are pungile acelea care le cumpărate din comerț. Dar am spus așa, dacă pui o pungă mare, se cristalizează. Când se cristalizează, albinele nu mai pot mânca, cristalele de zahăr ajung jos. Asta ajunge foarte puțină, așa puse 300 de grame, deasupra de ghem. O iau cel mai ușor albinele. Și cam asta și așa fac eu. Se mai poate pune, eu știu, ceva polen, o lingură, două linguri de polen, de eu știu ce, cu ceaiul, cu nu știu ce. Eu nu mai folosesc asta, am folosit în trecut. Acum este ce v-am arătat. Eu vă urez succes în apicultură și faceți cum doriți. Deci există multe variante și cam atât am spus și pentru acum.